Am discutat încă o dată cu conducerea Ministerului. Domnul secretar de stat Manolescu a avut sarcina aceasta și o, sigur, o va avea în continuare sub coordonarea Ministrului, de a finaliza textul propunerii de cod fiscal și cod de procedură fiscală până în 15 februarie. După aceea vreau să fie pus încă o dată în dezbatere publică. El oricum a fost discutat cu mediul de afaceri, cu diverse alte asociații reprezentative, însă să fie pus în dezbatere publică și în 15 martie cele două coduri, codul fiscal și codul de procedură fiscală, să fie trimise în Parlament pentru a fi dezbătute și adoptate. Dacă reușim să dezbatem, să adoptăm în actuala, în prima sesiune, adică până în 30 iunie, am avea pentru prima dată un cod fiscal, cod de procedură fiscală, în primul rând adoptate prin dezbateri, cât mai detaliate și cât mai serioase, adoptate prin consens politic, pentru că vreau să spun foarte clar, nu cred și nu voi fi de acord ca acest cod fiscal și cod de procedură fiscală să fie adoptat doar de majoritate și minoritatea se opună, pentru că mesajul este de instabilitate. Trebuie discutat în Parlament până există o poziție comună și o poziție consensuală. Iar de la 1 ianuarie 2016, nou cod fiscal și nou cod de procedură fiscală, adoptat, repet, prin poziții bipartizane, să dea un sentiment și un sistem stabil pentru viitor. Acestea sunt cele trei obiective fundamentale pe care le aștept să fie îndeplinite de către Ministerul de Finanțe, de către structurile care țin de Ministerul de Finanțe.